Bine v-am găsit, dragi prieteni ai muzeului! Așa cum v-am obișnuit, continuăm prezentarea expozițiilor organizate de Muzeul de Științe Naturii din Bacău. De această dată, dorim să vă reținem atenția cu un proiect inedit intitulat Hotelul Insectelor, care se implementează în grădina senzorială a instituției noastre și vizează cunoașterea și protejarea insectelor utile din mediul urban. Conceptul de hotel al insectelor este utilizat astăzi pe scară largă, în întreaga lume, ca mijloc de conștientizare a publicului larg cu privire la importanța insectelor folositoare și pentru a trage un semnal de alarmă asupra amenințărilor existente la adresa acestora și asupra nevoii de protejare a lor prin măsuri adecvate. Diversitatea și abundența insectelor utile, mai ales a celor polenizatoare, a cunoscut o scădere alarmantă în ultimele decenii, datorită impactului negativ al activităților antropice. Hotelul Insectelor este o construcție realizată din materiale ecologice, de forme și dimensiuni variate, care oferă adăpost și nișe de reproducere pentru o gamă de insecte folositoare. Cei mai cunoscuți beneficiari ai acestor construcții fac parte din grupa albinilor solitare, la care unele specii au obiceiul de a amenaja cuibul în galerii săpate în lemn uscat, în ziduri, în pereții caselor sau în tulpinile plantelor. Aceste albine găsesc în Hotelul Insectelor un veritabil loc de refugiu, unde își pot desfășura ciclul de viață în condiții optime, contribuind mai departe la polenizarea multor specii de plante din flora locală. Insectele sunt parte integrantă a ecosistemelor și au un rol crucial în habitatele pe care le populează. Insectele cu precădere albinele sunt responsabile pentru polenizarea aproximativ 80% dintre plantele cu flori de pe întreaga planetă. Acestea joacă un rol vital în descompunerea materiei vegetale și animale moarte, ajutând la eliberarea nutrienților și facilitând astfel reutilizarea lor de către plante. Multe sunt utile pentru combaterea altor insecte dăunătoare pădurilor, grădinilor, livezilor și culturilor agricole. Nu în ultimul rând, acestea reprezintă o componentă importantă a lanțurilor trofice, ca sursă de hrană pentru diferite grupe de pești, amfibieni, păsări și mamifere. Hotelul Insectelor este un proiect care vine să completeze grădina senzorială a muzeului nostru, transformând-o într-un veritabil laborator viu pentru descoperirea, cunoașterea și promovarea biodiversității urbane. Hotelul Insectelor este un proiect util pentru mediu și o sursă de învățare pentru vizitatorii de toate vârstele. Acest adăpost pentru insecte facilitează studierea lor, observarea comportamentului și interacțiunea cu plantele și astfel contribuie la o mai bună înțelegere a rolului acestora în natură. De asemenea, proiectul creează oportunități pentru interacțiune socială și pentru organizarea de activități educaționale în aer liber. Pe lângă caracterul educațional, proiectul Hotelul Insectelor are și o dimensiune științifică, deoarece permite monitorizarea de către specialiști a unor specii de insecte polenizatoare în zona centrală a municipiului Bacău. Proiectul atrage atenția asupra reducerii habitatelor naturale pentru aceste insecte în orașe, ca urmare a procesului de urbanizare agresivă care a condus inevitabil la scăderea diversității polenizatorilor. Nu în ultimul rând, Hotelul Insectelor se dorește a fi un proiect care va putea fi replicat de vizitatorii noștri în propriile spații verzi, contribuind astfel la protejarea biodiversității urbane prin implicarea comunității locale. Hotelul Insectelor va fi disponibil pentru vizitare în grădina senzorială a muzeului, odată cu venirea primăverii, când va fi populat de primii locatari. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați!